altă parte sunt jucători, uitați-vă la Ronaldo. Are 40 de ani și n-a avut un accident de genul. Scuze, da. Cristi Balaș la telefon, președinte CFR-ului. Gata, nu. Bună seara. Bună seara, salut pe toți cei din studio. Bună seara. Bun. Am avut o discuție ieri cu patronul la FCSB și domnul Becali a zis câteva lucruri apropo de Luis Munteanu, care înțelegem costă 7 milioane, a transmis ieri un mesaj patronul CFR-ului, nu 2,5, dar el a zis că a auzit el ceva, că are o informație. Chichițe prin contract, cred. Da, nu ceva. Noi ne tot gândeam că a zis că hai că nu mai vreau să spun, că află ce de la Fiorentina, nu știu ce, nu știu cum. Dar ne gândeam că nu o să fi plătit banii și omul ăsta. Sau care e situația lui? Nu, situația contractuală a lui Munteanu este foarte clară. Este jucătorul CSR-ului, nu există niciun pericol să-l pierdem, decât dacă dorim noi, ceea ce nu se întâmplă. Este un jucător pe care ne bazăm, un jucător care a demonstrat că are calitate, nu întâmplător a fost adus. Motivul sau unul din motivele pentru care s-a renunțat la Bilige a fost și datorită faptului că l-aveam pe Luis Munteanu și era foarte greu doi jucători valoroși să joace în același timp conform stilului, profilului sau sistemului pe care îl preferă antrenorul nostru. Doi jucători importanți pentru fotbal românesc, pentru echipa sau echipele naționale. Și din acest punct de vedere nu există niciun pericol să-l pierdem pe Luis Munteanu. Este jucătorul pe care ne bazăm în acest sezon. Și când patronul, finanțatorul echipei a vorbit de sumele pe care le-ați amintit, s-a întâmplat și pentru că există discuții, există interes și noi știm pe ceea ce ne bazăm în momentul în care au apărut asemenea discuții. Sau știu la ce s-a referit. La ce? Nu, există echipele care sunt interesate și care și-au arătat o opțiune de a fi... Dar l-ați vinde, l-ați vinde la FCSB, la rivală? Am mai avut discuția aceasta legată de plecarea lui Bilige și m-a spus că nu a existat unanimitate atunci când s-a decis a pleca Bilige la FCSB pentru că este o echipă contracandidată. Da. Cine, cum a decis ce a votat, nu are nicio importanță. Democrație, majoritatea decide. Poftim? Are importanță, dar nu vrei tu să... Dar democrația nu cred că decide acolo, cred că decide patronul. Păi când și necesitatea unor sume, pentru că dacă în acest moment nu mai vorbim de faliment atunci când discutăm de CFR Cluj, s-a datorat și a ceea ce s-a făcut, pentru că nu puteam, trebuia să ne bazăm pe noi, pe managementul. De acord, dar nu e democrația asta, adică nu e, dacă tu și cu Dan Petrescu a spus să nu-l dăm la FCSB și a plecat la FCSB, clar că nu mai e democrație, adică... este... Da, domnul Balaș, dictatura banului. Exact, apropo de asta. Puteți băga mâna în foc, domnul Balaș, că dacă mâine FCSB, Gigi Becali în speță, vine și pune pe masă 7 milioane, domnul Varga nu-l dă pe Luis Munteanu sau îl dă? Eu zic că îl dă pentru suma asta. Credeți că îl dă pentru suma asta? Da, dar asta este o chestiune probabil imposibilă. Nu o să dea niciodată Gigi Becali 7 milioane. Fiorentina mai are vreun procent la o revânzare a lui? Nu, nu. Dar există anumite clauze de... E, aici vreau să ajung, pentru că domnul Becali de o clauză de acolo se agață, domnul Balaș. Păi nu-l ajută. Eu așa știu. Clauză nu-l ajută. Care clauză? Sigur? Acea clauză nu-l ajută. Dar care, ce clauze? Ei, pentru o anumită sumă, Fiorentina poate să-l răscumpere. Da. Exact. Nu-l ajută. Păi da, de ce nu-l ajută? Că îl răscumpără și le ia de la Fiorentina. Păi nu e sumă, probabil că e suma foarte sus. Suma nu știam. Știam de clauză, dar nu știam... Păi vedeți dacă... Păi da, dar nu e 7 milioane, probabil. Păi de unde? Să fie 3-4. Păi a? Dacă sunt 15 sau 10. Da. Cum? Ce spune Cristi? Zic, nu ai de unde să știi care este suma, Radu. Păi nu, n-am de unde să știu, dar bănuiesc că nu e de 7 milioane, cred. Este o sumă importantă. Am înțeles, dar nu e 7 milioane. Și reală în conformitate cu valoarea jucătorului. Păi în conformitate cu valoarea jucătorului este suma pe care ați plătit-o voi, de cât 2 milioane sau 2 milioane și jumătate. Da. Nu vorbim de această sumă, dacă vorbim de răscumpărare.
Nu, am înțeles, dar deocamdată asta e suma reală, că asta s-a dat pe el. Există această variantă, există această clauză, dacă Fiorentina oricând vine și zice... Dacă e de 4 milioane. Sau de 3. Un jucător care l-am vândut cu 2 milioane a fost luat cu 100 de mii de euro, înseamnă că aia e valoarea lui? 100 de mii? În momentul ăla, da. În momentul ăla e valoarea lui. Sau, în fine, atâta piața a hotărât, sau cine a... Nu sunt de acord cu tine, pentru că s-a întâmplat să... Luăm jucători, să semnăm jucători cu 6 luni înainte de a încheia contractul și ulterior să luăm pe sume mult mai mici decât valoarea pe care o avea jucătorul. Da, am înțeles, numai că alea sunt condiții speciale, sigur, și atunci nu se pun. Dar un jucător sub contract, care are un contract ferm cu un club speciale. Și lung un contract, adică atunci când trebuie să negociezi o sumă pentru el, care este aia, nu peste 6 luni, nu că iese liber, nu. Radule, el mai are 3 ani, să zicem, și vrei să-l iei, aia este suma, aia e valoarea lui de piață în momentul ăla. Bun, atunci, legat de Luis Munteanu, există interes din partea unor cluburi importante și sumele sunt mult mai mari decât cele vehiculate. Da. Plus că mai e un detaliu de care eu știu că a ținut cont Luis Munteanu, poate să-l confirme sau nu domnul Balaj, eu știu că acest jucător nu a vrut el, efectiv, să meargă la FCSB. N-a vrut fizic, a refuzat voia să meargă la Rapid sau la CFR, sau CFR Rapid. Sau nu, știu, nu știu în ce măsură nu a vrut să meargă la FCSB, nu cunosc acest detaliu. Știu că și-a dorit foarte mult să vină la CFR, asta știu. Chiar dacă am în acel moment, în lotul nostru, era și Birligea. Da. Da, bun. Avem un clasament, avem Luis Munteanu, ați arătat clasamentul? Ați arătat clasamentul cu Luis Munteanu, vă rog frumos. Acum, uite. Ăla nu e ăsta. Dați-l pe alalt. Ai un clasament în care Luis Munteanu este pe prima poziție între jucătorii români. Aici este, sunt notele, în fine, media notelor pe prime 12 etape în care Cizot era între toți jucătorii. Bravo lui, felicitări pe prima poziție. Dar Luis Munteanu este pe locul întâi. Pe de altă parte... Există vreo, voiam să te întreb, nici cum să formulez, să fie exact. Aveți vreo emoție legat de viața lui extrasportivă? Exclus. Exclus mai ales pentru că am discutat cu el. Nu ascund faptul că ceea ce s-a întâmplat și a fost mediatizat în mass media legat de acea ieșire în zilele libere, pentru că nu a fost doar o zi, în zilele libere. Corect. Trebuie precizat asta că era în zile libere, de acord? Da, în zilele libere. Acea excepție, să spun, ne-a ajutat, pentru că era important să purtăm dialog cu el și nu e sănătos pentru un jucător care este monitorizat, mediatizat și ăsta este și sacrificiul pe care trebuie să-l aibă persoanele care sunt oarecum... Nu știu dacă adorat este cuvântul principal, dar apreciat atunci când evoluează într-un anumit domeniu. Este normal că lumea dorește să fie lângă el, este remarcat și atunci automat apar și în poze. Pentru că sunt mulți jucători care în zilele libere petrec. Dar în momentul în care vorbim de un jucător cu pretenții, și nu mă refer neapărat la Luis Munteanu, un jucător la care cerințele, așteptările sunt foarte mari, dacă se întâmplă să apară o asemenea ieșire și într-o perioadă în care echipa nu are cele mai bune rezultate, există și un recul. Dar el a înțeles. Nu putem decât să fim fericiți că am aflat și cu sprijinul mass mediei de această ieșire. Am purtat dialog. Din punctul meu de vedere nu există niciun pericol, pentru că dacă o să stați de vorbă cu el, o să ajungeți la concluzia că este un jucător care este preocupat de performanțele lui și chiar și de imaginea lui. Contează atunci când evoluezi la un nivel înalt. Deci ideea e că, mai ales dacă ai performanțe rele, nu ieși, nu te afișezi, nu, că nu dă bine. Chiar dacă ești în zile libere. Păi, dacă lucrurile merg perfect, ok. În zile libere. Dar mai ai vreun chef, dacă își pasă cu adevărat, să ieși la o petrecere când... Chiar dacă ești în ziua liberă. Da, dar oamenii sunt oameni care îmi pare că, nu știu, tu poți să spui, Bogdan. Radu, nu sunt de acord să petreci nici atunci când echipa câștigă. Cu atât mai mult,
cu atât mai mult. Depinde ce înseamnă să petreci. Atunci când nu sunt rezultate bune. Pentru că lași impresia că nu-ți pasă și nu este exact, așa. Exact. Am înțeles. Da. Oamenii mai trebuie să se și destindă, să ducă undeva. Sigur că să te faci pilaf, da, nu e regulă. Oricum, da. Dar nu s-a întâmplat în cazul Linței. Da. Dar apropo de asta, domnul Balaș, ce ambiții mai are CFR Cluj? Că a scăzut așa... Cum e că ce ambiții? În... Păi ce... Își mai se invită retrogradarea. La... Păi asta... Hai, bă, să... nu, ce da. Ambiții poate să aibă? Ce... La ce se întâmplă acolo? La ce se joacă? La ce... Da, nu eram ironic. Serios. Nu, și la Rapid e aceeași... Da. Și la Rapid e aceeași situație. Așa, ia să vedem. Ce ambiții are CFR? Păi hai să luăm ultimele partide. Așa. Da? Meciul cu FCSB. Până în minutul 60, la scorul de 2-0, FCSB-ul nu a avut nicio ocazie. Da, dar hai să vorbim singura de rezultatul ocazie, final. Le-am făcut două cadouri. Da. Da? Da. După aceea, meciul de la Hermannstadt. Cadourile fac 20... parte din joc. Am avut, exact, fac parte din joc. Am avut 25 de șuturi spre poartă, comparativ cu 4 ale adversarilor. Da, da, asta domnul Balaș, Pauca a avut 27, FCSB da, 3. Da, nu contează asta, că tragi, că tragi aiurea către poartă egal cu 0. Dacă așa tragem toți, avem niște statistici. Păi interesant, câte trebuie să-mi spui câte șuturi pe poartă a avut și câte șuturi din careu ca să-mi dau seama unde au ajuns. Nu sunt de acord cu tine, mai ales că portarul echipelor adverse au fost numit cel mai bun jucător de pe teren. Și atunci nu mai... Da, de acord, dar... Ok, bun, în regulă. Bun. După care ați pierdut acasă cu UTA, nu? Dacă am fi fost cu UTA, nu avem nicio explicație. Asta, și... bun. Asta mă așteptam să-mi zici și la UTA, dacă nu știu nu ce... Nu am avut nicio explicație și exact. Nu a meritat să câștigăm. Adică UTA a meritat victoria, să ne înțelegem. Corect, asta e și adevărat. Am fi lipsiți de realitate și de credibilitate dacă nu spunem adevărul. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că și Dan Petrescu mi se pare destul de resemnat așa, era mai vocal, mai... Nu știu, cred că trebuie să faceți ceva să vă revigorați. Uneori nu știm cum să-l oprim. Acum nu mai știm cum să-l pornim? Da, acum trebuie să ne... Da, eram obișnuit cu el altfel. La cheie, la... Exact. Nu, cred că l-a dărâmat foarte mult ratarea. Nu, ratarea. Se și poate. Ratarea și apoi plecarea, că a fost cu efect de domino. Ratarea a contat foarte mult. Am o întrebare, apropo, că tot e expirat. Împotriva unui adversar care vedeți că ultimul meci pe care l-au pierdut și au 6 meciuri, parcă în campionat, cu 5 victorii și un egal, ultimul meci pe care l-au pierdut, jucând și în grupele Conference League, a fost la CFR Cluj, când am câștigat cu 1-0 în 10 oameni. Da. O echipă care nu întâmplător are rezultatele pe care le are. Da, dar nu, era o echipă CFR, dacă arăta rezonabil, trecea de trebuia să l-o calificăm. Așa am zis și de Balcani și l-am adus pe Rahmani și Krasnici, care au fost cele mai bune transferuri. Da, dar nu e cazul lor, pentru că iau numai străini acolo. Acolo Balcani era altceva. Balcani era cu jucători, că ei nici n-au bani să treacă strada, mă scuzați, că de-aia îi vând pe orice sume. Tocmai. Erau jucători autohtoni, care da, erau interesanți. Aia au jucători bătrâni, în fine, vârstnici. Luați din toată lumea asta, n-aveau un cipriot în echipă. Nu din toată lumea, că îmi tăpărea că face că din Brazilia, nu din toată lumea. Asta spun, dar sunt au tot felul de migicari pe care nu poți să degeaba ei, că ei funcționează un meci, două, nu? Și l-am văzut pe ăla ratează, am văzut pe ăla lor, brazilian, l-a ratat, de zicei că... Nu o să, o să-mi dai voie ca să... Dar nu, hai că nu mi se pare că v-a bătut o echipă cu Radu, o să-mi dai voie, te rog, să readucem în discuție subiectul peste 2-3 luni. Bine, ok. Dacă îmi dai voie... Vreau să te întreb de Luis Munteanu repede, că vreau să trecem la chestia, că fiind echipa națională, dacă totuși n-ați avut un gând, întreb și eu, fiind încă o dată jucător numărul 1 și cu golul reușit și mai departe, că ar putea să fie convocat la națională mare, nu la ce de tineret. Întreb. Din informațiile pe care le avem, precis este monitorizat și dorit la națională mare, doar că tineretul are câteva partide foarte importante și e importantă și națională de tineret. Adică dacă n-ar fi avut tineretul aceste meciuri decisive pe încalificarea campionatului european, crezi că ar fi avut șanse să ajungă la națională? Existau șanse foarte mari, dar să fie adus la echipa mare. Dar cu Bârligea ce zici că nu este adusă? Tu că a fost, el că a fost jucător al CFR pe care le știi foarte bine. Că
Când a fost la CFR, Cluzu ca și atunci bine, da. Și nu a fost, n-au mai fost aceleași, sau când nu a fost convocat, discuțiile nu au fost la același nivel de ce nu este convocat. Nu, da, e corect observația. Foarte corect. Nu avea reușită. Foarte corect observația. Nu e adevărat, pentru că nu avea asemenea concentrare de reușită. Nu e adevărat. El nu a avut niciodată atâtea goluri. Păi marca. Nu marca în felul ăsta. Nu marca în Europa, el are 4 goluri în Europa totuși. Nu există așa ceva. Nu, păi de asta sunt, că stai că n-am zis doar că a dat 2 goluri și hop la națională. Nu. El are 7 goluri, cred că 8 sau 8, dintre care 4 în Europa, adică nu vorbim de, e peste la realizări, peste deci, orice atacant. Deci, când era la CFR Cluj, a avut meciuri și execuții senzaționale, da, și în cupele europene, da, în calificările, da, pentru... pentru conferință, pentru că din păcate sezonul trecut... Te întrebam dacă înțeles sau nu ne convocai. Atât. Pur și simplu. E o întrebare. Sau dacă ar fi meritat. Răspunsul meu legat de echipa națională este același. Indiferent că a fost Edi Iordănescu, cu atât mai mult că vorbim de Mircea Lucescu, niciodată nu voi contesta convocările făcute. Dar nu e vorba să-l contestăm. Ascultă-mă. Pentru că ar însemna în momentul în care vin și spun merita Biligea să fie în locul unui jucător, înseamnă că contești. Nu zicem că merita să fie în locul aia. Spunem că merita fie. Da, după aia, sigur, gândește-te tău, dar de ce? Merita să fie, corect este să spui și sub ce formă, pentru că numărul jucătorilor convocați este limitat. Da. Noi vorbim din punct de vedere al unor realizări unui jucător. Sigur că Mircea Lucescu și toți ceilalți se gândesc din perspectiva a ceea ce înseamnă un întreg unitar, o echipă care funcționează și mai departe. Și e de înțeles chestia asta. Da, mie totuși e o întrebare, adică nu vorbim despre un jucător oarecare. Da, mie Biligea îmi place foarte mult și la fel de mult îmi place și Luis Munteanu. Da. Nu întâmplător, ambii jucători au valoare, au un preț ridicat și ce mă bucur că încă o dată am demonstrat prin transferul pe care l-am făcut că CFR Cluj nu păcălește. Indiferent că vorbim de Rapid, vorbim de FCSB. Lasă că l-am mai la FCSB și că tot de la CFR care n-au dat satisfacție. Poftim? Au mai venit între cușcători de la CFR la FCSB care n-au dat satisfacție, da? Pe vremea când eram eu, nu cred. A, nu când erai tu. Bine, mulțumesc Cristi, mulțumesc pentru dialog. Vă salut pe toți, numai bine. Toate bune, la revedere. Salut.